Și astăzi ne-am dorit și ne dorim să combatem corupția, dar acest lucru nu este suficient. Eforturile sistemului de justiție trebuie susținute de stabilitatea cadrului legislativ și instituțional pentru a avea eficiență în a combate corupția. În România multă lume declară că susține lupta anticorupție, dar am văzut cu toții cât de mult contează stabilitatea legislației, cât de repede pot fi anulate și munca întregului sistem de justiție, nu doar a procurorilor din DNA.